Tinerii absolvenți, indiferent de forma de învățământ finalizată, pot beneficia de indemnizația de șomaj. Și asta în situația în care nu-și găsesc un job în termen de 60 de zile de la absolvire. Potrivit legislației în vigoare, absolvenții pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă, nu urmează o formă de învățământ la data solicitării dreptului și nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate mai mici de 500 de lei lunar. Indemnizația de șomaj acordată acestei categorii de persoane se plătește pentru o perioadă de 6 luni și este în valoare de 250 de lei. Aceasta poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii și se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Pentru informații suplimentare, cei în cauză se pot adresa la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj.